Cât urcăm panta asta, dealul ăsta care îmi scapă numele, o să povestesc cam cum e cu oasele rupte. Pentru că am văzut la prostii oameni, cred că, care nu și-au rupt în viața lor un os, dar aberează. Uite, vă dau exemplu, am fost acum la Corcova cu un amic și pe o săritură din aceea a luat o căzătură foarte urâtă, direct în cap, a picat, a spart casca, a stat omul acolo, nu avea cine știe ce dureri. Când s-a dus să-și facă radiografie, vertebre fisurate. Din experiență, am în domeniu multă activitate, am rupt la oase, am 10 operații până acum, toate pe oase, spitalizări cumulate cam un an, hup, venea craca, și ce pot să vă spun? O să spulbere acum, cred că, niște mituri. Oasele rupte nu dor așa cum cred mulți. Nu. Știți ce dor? Dor când sunt dislocate, când sunt deplasate și apasă pe diferiți nervi sau acolo apar durerile mari. Dar un os fisurat, poți să ai un os fisurat nici măcar să nu-ți dai seama. Eu am avut ultima dată mâna stângă făcută praf ruptă, placă de titan, 11 șuruburi băgată în ea, 3 operații, două una după alta și după un an jumate din nou operație să scot fierotanile. Și nu vă mint, cine știe ce durere n-am avut. Prima dată când am rupt-o, nici măcar n-am realizat că era ruptă. Am crezut că e dislocată. L-am și pus pe un amic să tragă de ea. O adevărată aventură. Cuțulică, ce? Sănătate, cuții. Hai, fii cu minte.